Unirea Basarabiei cu România, votată de sfatul țării de la Chișinău la 27 martie 1918, a fost anulată de evoluție din timpul celui de-al doilea război mondial. Basarabia a fost ruptă de regatul României, inițial prin acordul dintre Hitler și Stalin de la 23 august 1939. El a fost semnat la Moscova de miniștrilor de externe, de aici denumirea de pactul Ribbentrop-Molotov. Ofensiva nazistă împotriva Uniunii Sovietice în 1941 a permis apoi României, conduse de mareșalul Ion Antonescu, să recapete pentru scurt timp cei drept teritoriul dintre Prut și Nistru. Dar contraofensiva sovietică din 1944 a dus atât la ocuparea Chișinăului, cât și a Bucureștiului, iar tratatele de la Paris din 1947 au confirmat și cedarea Basarabiei împreună cu Bucovina de Nord și plasarea României în sfera de influență comunistă. Urmările acelor semnături se resimt și astăzi. De-a lungul Prutului, de o parte și de alta frontierei, există zeci de localități cu aceleași nume: Petrești, Măcărești, Ungheni, Sculeni. Acordul dintre Hitler și Stalin a făcut ca în anul 1940 aceste așezări basarabene să fie tăiate în două. Legăturile dintre locuitorii de pe cele două maluri nu s-au refăcut nici după căderea comunismului. N-am nimic cu dâșii, nu prea ne vizităm, nu avem probleme. Ei trăiesc cum pot, noi trăim cum putem. N-am fost în partea și niciodată, de când s-a dat drumul la podul de flori, nu mai știu. La 26 iunie 1940, ministrul de externe sovietic Vyacheslav Molotov i-a înmânat ambasadorului român la Moscova, Gheorghe Davidescu, o notă ultimativă. URSS solicita României ca în 24 de ore să accepte cedarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord. Bucovina nu aparținuse niciodată Rusiei, ci Austriei, dar Uniunea Sovietică o revendica drept compensație pentru cei 22 de ani de administrație românească în Basarabia. Consiliul de coroană lui Carol al II-lea, adunat la București în aceeași noapte, a hotărât inițial să reziste, dar URSS a revenit cu un nou ultimatum. Sovieticii au spus în actele lor ultimative că slăbiciunea URSS era de domeniul trecutului, că ceea ce se întâmplase, cu alte cuvinte, în 1918 trebuia reparat. A doua zi, 27 iunie, tensiunea crește la București. Consiliul de coroană se adună din nou seara, dar raportul neliniștitor al statului major spune că armata română nu poate face față situației, iar semnalele primite de la Londra și Berlin fac ca voturile pentru acceptarea cedărilor teritoriale să urce de la 10 la 19, cu numai 6 în favoarea rezistenței și un vot pentru expectativă. România cedează astfel formal Basarabia, fapt folosit și până astăzi de propaganda comunistă. Советское правительство под председательством Ленина приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Боярской Румынией. Trupele sovietice nu au așteptat să treacă cele 4 zile convenite pentru evacuare și au intrat imediat în Basarabia în ziua de 28 iunie. Bucovina de Nord și sudul Basarabiei au intrat în componența Ucrainei. La Chișinău s-a instalat regimul comunist, iar Basarabia a fost unită cu Transnistria și a primit numele de Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Nici în ziua de astăzi, oamenii de pe malul Prutului nu spun că România a cedat Basarabia de bunăvoie. Nu e adevărat. Nu a renunțat, a ocupat-o ei. Unii au renunțat la Basarabia, au lăsat-o de frică, regele au plecat atunci din țară cu tot familie și a rămas la nimănui. Revenirea autorităților române în Basarabia, odată cu celebrul ordin al lui Ion Antonescu, soldați vor domn treceți Prutul, de la 22 iunie 1941, a fost de scurtă durată. După înfrângerea de la Stalingrad, contraofensiva sovietică a ajuns la Prut în martie 1944. Aici erau numai armate, numai... Avea și ne-au evacuat pe noi de aici. Ne-au dus, ne-au luat pistață, au rămas, casă, dar n-a luat nimic decât îmbrăcat și pe noi încolo. A fost momentul în care, dincolo de Prut, a reînceput teroarea comunistă. Efectele pactului Ribbentrop-Molotov au fost prelungite la sfârșitul celui de-al doilea război mondial de împărțirea sferelor de influență în Europa prin înțelegerea de la Yalta din februarie 1945 între liderul sovietic Stalin, premierul britanic Churchill și președintele american Roosevelt. Iar ruperea Basarabiei de România a fost admisă de marile puteri prin tratatele de pace de la Paris 2 ani mai târziu, în februarie 1947.